Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Deci astăzi, da, după cum puteți vedea, o să le punem întâi mâncarea la porumbei. Aici le-am pus mâncarea. Mai multe grăunțe, pentru că eu am învățat să mănânce mai mult grăunțe. Și uitați, aici la fel. Da, vreau să vă mulțumesc pentru că am strâns 140 de like-uri aproape la videoclipul anterior. Și chiar nu mă așteptam, am făcut 1000 de vizualizări și în sfârșit 3000 de abonați. Vă mulțumesc enorm de mult și haideți să facem 3100 de abonați și să sperăm ca în decursul anului viitor să strângem 4000 de abonați. Asta îmi doresc eu, să creștem în continuare. Și jos le-am pus aici mâncarea. Așa. V-am spus în videoclipul precedent că vor muri cu toții. Nu vor muri cu toții. A murit doar unul. Și tocmai de asta o să începem tratamentul. Am bănuit că este salmoneloza și de asta m-am gândit să cumpăr un tratament pentru salmoneloza. O să punem în apă. Știu, se vede foarte urât, mai ales adăpătoare și hrănitorile. Vedeți și voi, sunt ruginite. Dar mi-am propus să achiziționez, să cumpăr o hrănitoare nouă și o adăpătoare nouă, nu făcută de mine, să o cumpăr. Și haideți să vă arăt tratamentul. Aici avem tratamentul. L-am pus într-o găletușă, siringa, și este enrofloxacină. Am mai avut încă o sticlă, dar mi s-a terminat, 100 de mililitri, și am cumpărat alta. Spune aici că este și pentru păsări, nu în special pentru porumbei, dar arată că este și pentru păsări și cei de la farmacie mi-au spus că este și pentru păsări. Vedeți, expiră în 2021. Haideți să le punem tratamentul. Eu am să le pun 3 ml la litru de apă, pentru tricomonoză 2 ml la litru de apă. Salmonela este o boală mai puternică și se manifestă altfel. Am revenit aici, am desfăcut tratamentul și uitați, am pus aici 4 ml, 4,50, și o să-l punem în apă. Așa. Și trebuie să învârtim un pic. Să se amestece cu apa foarte bine și să sperăm că porumbei se vor face bine. Porumbei care îi mai am nu dau semne de boală, dar v-am spus că eu le fac tratamente preventiv și nu, chiar nu doresc să se îmbolnăvească. Am scos tratamentul, mâncarea pusă, apa pusă. V-am spus că o să cumpăr o adăpătare nouă și o hrănitoare nouă, deci să dăm drumul la porumbei, să închidem întâi ușa, pentru că mi s-a mai întâmplat și am scăpat unul afară. Așa. Este prea devreme, vedeți și voi. Și astăzi puteți să ieșim noi. Astăzi, da, fraților, o să facem 3 videoclipuri într-unul singur. Să spuneți și voi dacă vedeți simptome de boli. Eu nu văd la aceștia, doar la acela care a murit. Și astăzi le-am pus tratamentul. La amiază le voi face curat, o să filmez și o să vă prezint și puiuții. Sper să vă placă puiuții. Nu vă spun culoarea, aceia mici care vi-am arătat într-un alt videoclip. Acum s-au făcut mari și ei și o să vi-i prezint în videoclip. Deci, vă mulțumesc enorm că am strâns 3000 de abonați și să spuneți în comentarii cei care v-ați abonat ca să facem 3000. Sunt curios, ultimii abonați. Și deci, care sunteți noi, nu uitați să vă abonați la acest canal și eu revin mai încolo. Așteptăm ca porumbeii să bea apă. Puiuții încă nu ies. Au o lună, dar nu ies încă afară. Uitați, tocmai abia aceea. Vedeți cum face din cioc? Bidonul a fost dezinfectat înainte, ca să nu ia boală.
aceștia sunt toți porumbei. 16 la număr. Deci, fraților, am revenit cu puiuții. Curat la porumbei, am văzut că nu este prea multă mizerie și am să le fac săptămâna viitoare, mai exact sâmbăta viitoare. Intrăm cu toți în vacanță și o să le fac atunci curat înăuntru. Și acum să vă prezint puiuții. Uitați, aceia care erau mici acum sunt mari. Știați că acela este mai mic și acesta era mai mare în videoclipul acela. Haideți să-l iau pe primul, pe asta mai mic. Sunt destul de mari. Acesta este primul puiuț, acela mai mic. A făcut și nevoile. Deci acesta este primul puiuț. Sper că vă place. Nu am apucat să inelez, pentru că când am vrut să inelez erau deja prea mari și eu oricum nu zbor cu porumbei. Deci dacă inelez chiar nu contează sau dacă nu inelez. Aceasta este un solzat, uitați, pe negru, sau cam liniștit. Și ce este important este că sunt sănătoși și sperăm ca aceștia să trăiască și să facem cât mai multe videoclipuri cu ei. Deci să-mi spuneți în comentarii care vi se pare vouă mai frumos. Acesta este primul. Vă arăt ce aripa. Trebuie să năpărlească și vor ieși mult mai frumoși. Uitați, îl vedeți? Așa, și haideți că revenim cu al doilea. Acesta știați și voi că este și mai mare din videoclipul în care v-am prezentat puiuții. Acesta era mult mai dezvoltat, este un argintiu frumos. Va ieși un argintiu, vedeți, are alb și pe cap. N-am apucat să-l inelez nici pe el, dar eu țin porumbei de frumusețe și v-am mai spus, chiar nu contează dacă inelez sau nu. Am să le pun niște cleme, am să văd eu. Uitați și penajul. Aripa. Este un porumbel foarte frumos și cred că vor ieși o pereche frumoasă. Dacă nu o să-mi placă, o să-i împerechez cu alți porumbei, pentru că am mulți, 16 porumbei și cu aceștia 18 și o să văd eu cu cine am să-i împerechez. Deci să-mi spuneți în comentarii care porumbel v-a plăcut mai mult. Îl punem și pe acesta înapoi. Să-mi puneți în comentarii care porumbel v-a plăcut mai mult. Și da, cei care sunteți noi, nu uitați să vă abonați. Să apăsați pe butonul acela de like, să strângem peste 100 de like-uri ca în videoclipul precedent și să strângem peste 1000 de vizualizări. Vă mai mulțumesc încă o dată pentru cei 3000 de abonați. Cu voi a fost Pigeon Racing și noi ne revedem desigur data viitoare. Pa, pa!